Dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu ultima ședință ordinară. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare dispune. Se convoacă Consiliul Local cu ultima ședință publică ordinară în data de 6 februarie 2023, orele 13 la sediul primăriei Comunei Buce. Proiectul ordin de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 4, anul 2022, al Comunei Buce, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romi de pe raza Comunei Buce pentru anul 2023, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 cu beneficiari de ajutor social în Comuna Buce, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și al estimărilor pentru anii 2024-2026, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2026 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de credite, inițiator primarul Comunei. 8. Diverse. Domnul președinte. Mulțumim, domnule primar. Supunem la vot ordine de zi. Cine este pentru? Aprobat. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Vă mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune primul proiect de hotărâre din ordinea de zi. Aveți cuvântul. Literat din motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea punctului execuției bugetare pe trimestrul 4 anul 2022 al Comunei Buce. Doamne și domnule consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea punctului de execuție bugetară pe trimestrul 4 anului 2022 al Comunei Buce și se privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Pentru fiecare din secțiunile la care am făcut referire, au fost întocmite câte o anexă ce cuprinde sumele care au fost stabilite ca plan în anul 2022 și sumele, respectiv procentele încasate la sfârșitul anului. Din analiza celor două anexe și după cum v-am obișnuit deja, voi face referire doar la diferențele mai mari de 10% dintre plan și încasări. Astfel s-a constatat că în ceea ce privește veniturile la bugetul local la sfârșitul anului 2022 au fost unele diferențe mai mari de 10% în sens pozitiv și negativ între planul anual și procentul de încasare la următoare categorii de impozite și taxe și venituri preconizate pentru secțiunea de funcționare. 1. Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare încasat 220%. Cote defalcate din impozitul de venit 140%. Impozite și taxe pe proprietate 105%, iar din această categorie fiind depășit procentul de 100% la aproape toate categoriile, mai puțin la impozitul pe clădiri persoane juridice 76%. Venitul din concesiuni 83%. Venitul din taxe administrative 74%, din care taxe judiciare de timbre 74%. Se constată așadar că raportat la totalul veniturilor și cheltuielilor prevăzute în planul anual de 4.998.000 lei, veniturile au totalizat un procent de 113%, în timp ce cheltuielile au totalizat un procent de 86%. În analiza pe total al sumelor încasate în trimestrul 4-2022, a rezultat un excedent bugetar de 1.391.098 lei pentru secțiunea de funcționare. În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare din anexa 2, la proiectul de hotărâre se constată că în anul 2022 vărsămintele de la secțiunea de funcționare au fost de doar 16%, iar subvențiile de la bugetul de sat 84%. Se constată așadar că raportat la totalul veniturilor și cheltuielilor din planul anual de 4.245.000 lei, veniturile au totalizat un procent de 105%, în timp ce cheltuielile au totalizat un procent de 80%. Din analiza pe total a sumelor încasate în trimestrul 4-2022, a rezultat un excedent bugetar de 719,67 lei pentru secțiunea de dezvoltare. Așa se prezintă execuția bugetului local al Comunei Buce pe trimestrul 4-2022, având în vedere această expunere, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar. Dăm cuvântul doamnei președinte de comisii buget pentru a ne pune punctul de vedere al
Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 din anul 2022 a fost aprobat de membrii Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamna președintă. Dacă mai sunt în scriere la cuvânt pe marginea acestui subiect. Dacă nu mai sunt, să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiectul aprobat. Aveți cuvântul, domnule primar, pentru a ne expune punctul 2 al ordinii de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2022. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezint la acest punct al ordinii de zi prevede în conținutul său aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2022 al Comunei Buciu. În analiza contului de execuție al bugetului local pentru anul 2022, puteți constata că la partea de venituri s-a totalizat suma de 10.134.19 lei RON, iar la partea de cheltuieli un total de 8.021.44,13 lei, rezultând un excedent de 2.111.660,06 lei. Așa se prezintă situația bugetară pentru anul 2022, de pentru care răspuns de analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezent. Domnul președinte, dăm cuvântul doamnei președinte de comisie pentru a expune. Mulțumesc. Membrii comisiei au studiat și acest proiect privind aprobarea execuției exercițiului bugetar și au dat aviz favorabil. Supunem la... Vă mulțumesc, proiectul aprobat. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune punctul al ordinii de zi. Referat de motivare la proiectul privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 cu beneficiare de ajutor social din Comuna Buciu. Doamne și domnule consilier, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare, precum și norme metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum au fost aprobate prin hotărârea Guvernului României numărul 50/2012, propun Consiliul Local Buciu spre aprobare planul de acțiuni de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 de beneficiarii legii 416/2001 cu modificări și completările ulterioare. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni considerate de viceprimarul comunii, ce s-ar putea întreprinde și realizarea beneficiar de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan, de pentru care, la propunerea acestuia, am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Mai fac mențiunea că, potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie obligativitate pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dezbateți pe marginea acestui proiect și să-l aprobați. Domnul președinte. Vă mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul doamnei președinte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor romi aparținând minorităților romi pe raza comunei a fost analizat și aprobat în unanimitate de membrii comisiei. Vă mulțumim, doamna președinte. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Proiectul aprobat. Domnule primar, aveți cuvântul pentru ne expuneți punctul numărul 4 al ordinii de zi. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023. Doamne și domnule consilieri, am inițiat proiectul de hotărâre pe care l-am supus analizei și dezbaterii dumneavoastră ca urmare a constatării necesității de aprobare a unui astfel de plan ca măsură ce trebuie adusă la îndeplinire conform prevederilor legii 292/2011 asistențe sociale, precum și a Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale numărul 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean, Consiliul Local și Consiliul General al Municipiului București. În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat prin care se propune aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Loc, analiză pe acest subiect și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule primar. Doamna președinte a Comisiei de Specialitate are cuvântul. Da, mulțumesc. Membrii comisiei au fost de acord cu planul anual de acțiune, prevăzut sunt proiectul de hotărâre inițiale către român primar. Vă mulțumim, doamna președinte. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt.
Dacă nu mai sunt, supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim. Proiect aprobat. Domnule Stimar, aveți cuvântul pe... Nu, a fost planul de inclusiune la loc. De pe la 23. Și la punctul 3. Ce primar? După aceea servicii sociale. La servicii sociale. Dar VMG-ul a sărit. Da. VMG-ul a sărit. Asta, da? Da. Păi ăsta au fost 5 în care l-am... Da. Exact. Ce mai înainte pe asta? Mai înainte. Nu, inclusiunea la loc. Începem cu asta. Legea de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări din interes local ce se vor desfășura în anul 2023, beneficiar de ajutor social din Comuna Bucii. Doamne și domnule consilier, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări și publicări ulterioare, precum și norme metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum au fost aprobate prin hotărârea guvernului numărul 50/2012, propun Consiliul Local Bucium, spre aprobare planul de acțiuni și lucrări de interes local, ce se vor desfășura în anul 2023, de beneficiare legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni considerat de viceprimarul comunei, că s-ar putea întreprinde și realiza cu beneficiar de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan, de pentru care la propunerea acestei am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Mai fac mențiunea că potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie obligativitate pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și dezbateți pe marginea acestui proiect și să-l aprobați. Vă mulțumesc, domnule primar. Doamna președinte a Comisiei de Specialitate, aveți cuvântul. Membrii Comisiei Juridice au analizat și aprobat planul de acțiune prevăzut în proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Vă mulțumim, doamna președinte. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc, proiect aprobat. Am înțeles că s-am împăcat un pic proiectele, nu? Nu e problemă. Ci... Nu. Aveți cuvântul, domnule primar, pentru a nu expune punctul numărul 6 lor de legație. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anul 2024-2026. Doamne și domnule consiliere, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 a fost structurat în două părți distincte, partea de venituri și partea de cheltuieli. De asemenea, sumele prevăzute în proiectul de hotărâre au fost alcătuite atât de venituri proprii, cât și din sume repartizate comunei Bucium prin adresele numărul 4648 din 29-12-2022, numărul 67 din 401-2023 și numărul 185 din 10-01-2023, transmise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 2856 din 31-01-2023, transmisă de Consiliul Județean Bacău și contul de execuție parte de venituri al comunei Bucium la 31-12-2022. În cele ce urmează voi face referire separat la fiecare din aceste părți după cum urmează. Venituri bugetului local 2023. Secțiunea de funcționare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni totalizează 4.815.000 lei și va fi format din venituri proprii provenite din impozite și taxe locale pe care le-am preconizat în 2023 la suma de 1.099.000 lei. Cote defalcate din impozitul prevenit 401.000 lei. Sume alocate din Consiliul Județean Bacău, 682.000 lei. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, 500.000 lei. Sume defalcate din TVA alocate de AJFP Bacău pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, 1.096.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri de Consiliul Județean Bacău, 300.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, 1.552.000 lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, 1.135.000 lei. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, 70.000 lei. Sume de alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, 250.000 lei. Secțiunea de dezvoltare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 2.235.000 lei proveniți din următoarele surse. 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare, 1.135.000 lei. 2. Sume alocate de la PNDL, 1.100.000 lei.
În ceea ce privește veniturile proprii de la Comunei Bucium pentru anul 2023, pot să vă menționez faptul că s-a făcut o estimare a încasărilor, iar în urma acestei estimări s-a ajuns la suma totală de 904.000 lei. Această sumă urmează a fi colectată la bugetul local din impozitul pe venituri, din transferul proprietăților imobiliare, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxe judiciare și extrajudiciare de timbru, alte impozite și taxe, impozitul pe mijloace de transport, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din prestări servicii, apă, amenzi, penalități și confiscări, precum și din taxa specială de salubritate și PSI. Aceasta este situația venitului la bugetul local al Comunei Bucium pentru anul 2023. Cheltuieli bugetul local 2023, secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, 21.000 lei, din care 1.580.000 lei pentru cheltuielile de personal reprezentând salariul demnitarilor, funcționarilor, aparatul de specialitate și indemnizațiile consilierilor local pentru anul 2023 și indemnizații de hrană și voucher de vacanță pentru aparatul din specialitatea aferent anului 2023. 500.000 lei pentru bunuri și servicii prezentând prestări de servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, materiale de curățenie, cheltuieli cu energie electrică, telefoane, fax, internet, timbre, poștale recomandate, abonamente, presă, combustibil pentru autoturism și microbus școlar, lemne, obiecte de inventar, formulare tipizate, tonere, cutii, zero și descris, materiale necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 20.000 lei pentru cotizația tip adis și gaz. Capitolul 5602, 100.000 lei, sumă ce reprezintă contribuția comunei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap pentru anul 2023. Capitolul 6102, 20.000 lei pentru achiziționarea de materiale pentru protecția civilă. Capitolul 6502, 674.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 275.000 lei pentru cheltuieli prevăzute la articolul 104, alineatul 2, litera B, și e din Legea de Educație Națională numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. 60.000 lei pentru decontarea transportului cadrul didactic pe baza adeverințelor privind costul abonamentului sau biletului de către operatorii de transport sau cu autoturismele personale. 20.000 lei pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii care nu se pot deconta din costul standard elev, sumă susținută din veniturile proprii ale bugetului local. 43.000 lei pentru stimulent educațional și dreptului copiilor cu CES. 276.000 lei pentru acordarea de burse școlare, sumă repartizată de DGFP Bacău. Capitolul 6702. 40.000 lei, bunuri și servicii, din care 25.000 lei pentru bunuri și servicii și procurarea materiale culte și 15.000 lei pentru susținerea cultelor. Capitolul 6802, 627.000 lei, din care 557.000 lei pentru plată indemnizații persoane cu handicap, din care 502.000 lei alocați din TVA. 70.000 lei pentru ajutor încălzire locuințe cu lemne și supliment pentru energie, sume alocate de azi pe DIS Bacău. Capitolul 7002, 672.000 lei, bunuri și servicii, din care 250.000 lei pentru plată apă rece consumată, energie electrică de la rezervoarele și pompe, 172.000 lei pentru iluminatul public și reparațiile curente la rețeaua de iluminat, 250.000 lei, sumă ce urmează a fi primită de la Oficiul de Cadastru Bacău pentru Cadastru General. Capitolul 7402, 332.000 lei, bunuri și servicii, din care 252.000 lei pentru plată salubritate, sumă ce provine parțial din încasarea taxei de salubritate la cetățenii comuni, restul fiind susținut din alte venituri ale bugetului local. 80.000 lei pentru plata taxă mediu aferentă anul 2022 și alte prestări, servicii necesare pentru rețeaua de canalizare. Capitolul 8402. 250.000 lei bunuri și servicii pentru dezăpezire și prestări servicii, drumuri achiziționare, combustibil pentru bunul de escavator și serviciile de întreținere pentru acesta. Secțiunea de dezvoltare. Capitolul 6102. 10.000 lei pentru dotarea serviciului SDSU cu o motopompă. Capitolul 6602. 250.000 lei pentru obiectivul dotare mobilare pentru Centrul Integrat Comunitar în Comuna Bucium. Se va plăti din bugetul local o parte din dotări, urmând a se depune cerere de rambursare de la ADR Nord-Est pentru recuperarea sumelor decontate din bugetul local. Capitolul 6702. 25.000 lei pentru adiționare costume populare.
Capitolul 7002. 50.000 lei pentru decontare, prestări, servicii și documentații, avize pentru proiectul modernizare sistemului de iluminat public în comuna Buci, județul Bacău. Proiectul a fost depus la FME în iulie 2022. În ianuarie 2023 am primit unele solicitări de clarificări, am răspuns la ele și acum așteptăm răspunsul de la FME privind semnarea contractului de finanțare. Capitolul 7002. 1.250.000 lei pentru finalizarea obiectivului extindere rețea alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuțcu, Buna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDL 2 și bugetul local. Capitolul 7702. 600.000 lei pentru finalizarea obiectivului extindere rețea canalizare în satele Bucium și Răcăuțcu, Buna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDL 2 și bugetul local. Capitolul 8402. 50.000 lei pentru decontare servicii, întocmire, PTH, documentații, avize pentru obținere modernizare prin asfaltare drumului de interes local în comuna Bucium, obiectiv de investiții pentru care s-a semnat contractul de finanțare pe PNI Angel Salini în 1 decembrie 2022. Urmează a fi predat proiectul de tehnic de către proiectant, scoaterea autorizației de construcție și licitația pentru executarea lucrărilor. Așa se prezintă situația cheltuielilor propuse pentru anul 2023. Față de cele prezentate, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domn președinte, mulțumim, domnule primar. Doamna președintă a Comisiei de Specialitate are cuvântul. Proiectul de hotărâre privind bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost studiat și aprobat de membrii Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Mulțumim, doamna președintă. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu mai sunt, punem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc tare mult. Domnule primar, pe cuvântul ne spune punctul numărul 7 al ordinii de zi. Este la demotivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 pentru școala gimnazială comună a Bucium, donator terțiar de credite. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la construirea bugetului separat pentru școala Bucium în mod de asemănător ca și în anii anteriori, bineînțeles, după aprobarea bugetului local al comunei. Procedura este asemănătoare și anume aceea că sumele necesare pentru plata salariului cadrului didactice și a personalului acționat de la școli vor fi plătite de către Inspectoratul Școlar Bacău prin bugetul local al Comunei Bucium, urmând a fi transferate doar sumele pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile, incluzând aici și transportul cadrului didactice. Astfel, pentru anul 2023, prin adresa numărul 67 din 401-2023, transmisă de AJFP Bacău, s-a repartizat Comunei Bucium suma totală de 594.000 lei, cu destinație cheltuieli pentru învățământ, iar diferența de 80.000 lei a fost repartizată din bugetul local al Comunei Bucium din anul 2023 pentru decontarea transportului cadrelor didactice, 60.000 lei, și pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii de care nu se pot deconta din costul standard pe elev, 30.000 lei. Repartiția anunțită a sumelor alocate pentru învățământ a fost făcută mai înainte, când am prezentat cheltuielile de la bugetul local al Comunei Bucium pentru anul 2023. De asemenea, așa cum ați putut observa, în coloanele 4, 5 și 6 am prevăzut și sumele estimate pentru anii 2024-2026 pe baza cheltuielilor estimative ce le-am preconizat. Pentru aceste considerente, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul doamnei președinte al Comisiei de Specialitate. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru școala gimnazială comuna Bucium și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă mai sunt scrie la cuvânt, dacă nu mai sunt, supune la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, proiect aprobat. La capitolul de viață care... Dacă nu sunt probleme, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da. Vă mulțumesc că ați aprobat bugetul pentru anul 2023. Avem e bine. Încă mai e bine. Lucrările se vor face, sper, să nu mai fie alte probleme în țară. Să începem să terminăm plăcerea începute și să începem ce mai avem, asfaltarea, iluminatul public,
Vă urez, vă urez succes în continuare. Și vă mulțumesc.